Zambila, Samir, Alex, Mihai, bună seara! Denisa, bună seara! Marian, Sergiu, salutare! Mihai, salutare! Ioana, Doru, bună seara! Naulo, cum să mă dai dispărut, Zambila? Uite cu voi pe live, Alex. Sergiu Soinescu, Mitică, bună seara, Balea, live. Carmen, bună seara și vouă. Victor, Leonard, Mihalcea, Pușcăriașu, salutare la toți, bună seara. David Simon, bună seara și ție. Vasian Tulbure, bună seara. Ovidiu, Daniela, Bozoschi, bună seara. Cum n-am intrat la povești cu voi? Te salut. A, Baciu, și eu salut Vasian pe Baciu. Uite acasă cu voi. Sper că mă aud bine, mă vedeți bine. Când mai faci bun de mâncare? Păi am făcut azi niște ruladă și clătite. Ștefan, bună seara. Neluniță, bună seara. Drive Truck, bună seara. Da, sunt puțin răcit, dar nu e o problemă. Trece răceala. E astenia asta de primăvară, că se apropie primăvara. Mai avem puțin și ieșim din iarnă. Marița, Boris, bună seara. Maria nu, sunt binișor, sunt binișor. Aștept și eu să intrați mai mulți. Sunt bine, Simon. Mulțumesc lui Dumnezeu. Despre Dan Mut. Voi știți că eu nu vorbesc de oameni. Adi, salutare! Sava Bogdan, Life Horror, te-am salutat, salutare. Sava și Adi, bună seara. Dorodan, mersi mult. De foarte cald la mine aici. Am dat drumul și la aerul condiționat. Sunt bine. Îmi dau pe 18 că e cald. Era bun sau... Păi, dar nu v-am zis că nu vorbesc de oameni din pușcărie. Valentin Grigore, bună seara. Da, sunt bine. Da, nu contează, Ștefan. Poate să vorbească cât vrea, nici nu mă interesează. Știi cum e, dacă vorbești, le dai apă la moară și nu e bine. Jack, bună seara. Narcisa, bună seara. Încă nu m-am mutat. Încă nu m-am mutat, tot acasă sunt. Dar am zis să mai schimb poziția. Zi, Marian, Sergiu, întreabă-mă. Aștept și eu, nu vă supărați pe mine, că aștept să intrați mai mulți. Narcisa, bună seara. Consuelo, bună seara. Oh. Puteți să share-uiți și voi ca să afle lumea că am intrat live. Că na. Astăzi am o poveste interesantă de la Poarta Albă. O să încep așa să vă spun poveștii din pușcărie. Valentin Grigorie, Mladin, bună seara! Jack, cum era Ghium în pușcărie? Am mai vorbit despre Ghium, am vorbit și despre bătăi. Puteți să urmăriți live-urile din urmă și o să vedeți acolo. Ștefan Barbu, salutare, tati! Nu știu, Leonard, habar n-am.
Îți dai seama că erau mulți și n-aveam cum să îi urmăresc pe toți. Probabil, nu știu. Like, share, subscribe pentru Marius. Vă roagă Carmen. Am vorbit despre jargoane morți. David, eu v-am spus că eu nu vorbesc de alți deținuți. Adrian Ghimpu, salutare. Păi, dar nu ai timp să-i bagi pe un ard în seamă pe toți. Sunt mulți care înjură. Nu trebuie neapărat să faci bani în pușcărie ca să-ți cumperi țigării, dar nu. Ai înțeles? Am și muncit, am dat și cu camăt, am și jucat și jocuri de noroc. Ok, Carmen, te aștept. Adrian Ghimpu, sunt bine. Sau binișor, ca să spun așa. Ionel, salutare! Asta e cel mai important. Întâi să fii tu bine, apoi restul, da. Hai, toată lumea să fie bine. Important e să fim sănătoși. Nu știu cine e Fabio Dușo Ștefan. Dănuț, salutare! Am înțeles, Ionel Marin, Marius, salut. Bun, aș vrea să încep povestea. George Buriceanu, salut și n-am să mă opresc până nu termin. Toți care intrați, vă salut și vă respect. Undeva prin 2009, Izabela, bună seara. Constantin, Alexandru, bună seara și vouă. Undeva prin 2009 am mutat toată maxima siguranță de la Rahova la Giurgiu, printre care și condamnații pe viață. Și ne-a comasat pe a doua, pe a patra, unde au avut ei locuri. Cu promisiunea că în câteva zile ne face la toți condamnații pe viață camere pe a doua și să ne comasăm așa cum ne înțelegem și cum am stat și la Rahova. Am așteptat câteva zile, mă băgase undeva sus cu Dodo, l-ați văzut într-o filmare pe Dodo, cu mine în cameră, la acolo era la Rahova. După care la câteva zile ne-a făcut cameră pe a doua la 28 cu Dodo, cu fratele lui și cu Adiță. Și pe Adiță l-ați cunoscut în filmarea de la Rahova, cel chelios, tuns la chelie. Și în perioada aia se muncea la pantofi, ne-am băgat și noi la pantofi. Dar așa cum face hoțul de obicei, deținutul de obicei, caută să plece undeva unde e mai bine. Și am decis ca toți patru să ne mutăm la penitenciarul Poarta Albă. Salutare la toți care intrați. Au plecat pe rând. Eu am plecat ultimul dintre ei, ultimul și cu încă un băiat, tot condamnat pe viață. Am spus aseară povestea că ne-a băgat într-o cameră unde s-au speriat aia că suntem atâția,
condamnați pe viață și le era frică. Și atunci comandantul a doua zi a fost obligat să ne facă cameră undeva la 22 pe secția 4. E, de aici începe aventura. Gabriela, bună seara, bună seara Gabriela. Eram în acea cameră, 1, 2, 3, 4, 5 condamnați pe viață și vreo 3 prieteni dai lor, dai celorlalți. Mateo, salut! Da, am citit cartea Condamnat de două ori. Bun. Acum, 3 din 3 din cameră, n-am să dau nume, băi, doreau să-și aducă în cameră un bulangiu. Băi, și dacă nu nebunise pe la curtea de aer, întreba pe alții, pe la alte camere, câți bulangii are în cameră, dacă poate să dea unul, dacă poate să îi ajute și pe ei să avem și noi, să avem un bulangiu în cameră, la curățenie, la... nu m-am mânecat Gabriela, stai liniștită. Dar ce bine s-au dus clătitele și rulada. Și... atât de mult au căutat că ne auzise și directorul ANP-ului auzise. Mulțumesc pentru blestem. Bănuiesc că mai blestema frumos. Am tot vorbit pe la toate camere, m-au rugat pe mine. Tati, tati, ca așa îmi spuneau că erau, ei erau mai mici de vârstă și îmi spunea tati, ajută-ne tati, hai la comandant să găsim și noi un bulangiu, să avem și noi în cameră pentru curățenie, mai ne satisfacem și noi voi. Și zic, pe ce unde să-i mă turnăvesc că nu vine nimeni, când aud de aia de camera 25 condamnați pe viață, cine îți întreții în cameră? Cine ar avea curaj să intre în cameră? Niriti, bună seara! După vreo lună și ceva, două luni, mă cheamă comandantul la el, și îmi spune, băi, ce-mi pare? Am unul care face pe nebunul pe aici, pe secție, și pe unde îl bag, face nenorociri. E și bulangiu, exact cum vor băieții tăi din cameră. Ia vezi, poate o rezolvăm. Și zic, ia să-l văd, bre. Mă duce la camera 5. Și la patul 1 era unul legat de mâini și de picioare cu cătușe și zgârii atașa pe mâini. M-am uitat așa la el și zic, băi, Manuela, bună seara. Vrei să stai așa sau te iau la mine în cameră? Și eu îți promit solemn că nu te bate nimeni, nu se ia nimeni de tine, nu se face nimeni nimic, dar fără figuri. Era și puțin dus cu pluta, era, n-avea țiglele pe casă omul. Și zice, da, domne, că îți dai seama, decât să stai legat, întins în patul ăla de mâini și de picioare, cu cătușe și lanțuri la picioare, a preferat să vină cu noi, la noi în cameră. Maria Diana, bună seara! Îl bag în cameră. Am vorbit cu băieții, Carol, salutare. Am vorbit cu băieții. Le-am spus care e situația cu el. Acum aveam unul în cameră din ăștia trei, unul din ei, noi îi spuneam Caștaliu pentru că era foarte negru. Ziceai că-i tuci. Așa de negru era. Dani Riti, vorbim după aia. Și vă dați seama când a auzit ăla, fai de capul meu, a zis că i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Acum, ei nu știa cum să le ia, că nu știa ce fel de om e. Dacă e deștept, dacă e prost, dacă... Na.
Și toți trei se perindau pe lângă mine. Îmi dădea, mi-am dat seama imediat ce își doresc ei, ce vrea să facă, ce... Și l-au trimis pe Caștaliu. Ăsta era un copil de 22 de ani, dar abia sărise de la PDD la majori. Avea mandat de 20 de ani. Ce faci, tati, tati, în sus, tati, în jos, la 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 la, cu logo, cu vrăjeală de aia de 2 lei. Și mai mă treci la subiect, nu mă mai lua pe mine cu d-astea, că nu ține. Bă, tati, cum facem și noi? Nu vorbești tu cu el? Adrian Radu, bună seara! Nu vorbești tu cu el, că uite, suntem și noi dornici și ai văzut că am căutat atâta timp și uite că tu ne-ai ajutat și așa mai departe. Și bă, lasă-mă cardeala asta cu mine, că nu ține. Și zic, hai de drum de aici. Acum stăteau toți trei pe un interval și îi auzeam, că nu mergea televizorul tare. Și auzeam când îi spunea, uite, mă, nu vrea tati să ne ajute, mă, nu vrea să facă nimic tati ăsta pentru noi, mă, dar ei vorbeau mai tare, știa că eu ajut. Până la urmă îl chem pe Bulangiu, lângă mine, ia vină mă încoa. Ia-ți un scaun și stai lângă mine. Ana Maria, bună seara. Tă, unde ești, ce fapt ai, la la la, vrăjeală de asta și ca să intri în subiect. Și voi, uite, eu m-am dus și m-am interesat, bine, m-au chemat băieții de la camera în care ai fost și mi-a spus să avem grijă cu tine, să nu umbli prin castroane până astea, că vezi, Doamne, ai fi lăchit sau bulangiu, nu știu, ce... acum spune tu care-i realitatea. Dar fac o paranteză. Sunt mulți din ei care spun la pușcărie că nu i-a făcut nimeni, nu le-a dat nimeni la muie, decât s-au lăchit ca băut după unul și după altul. Același lucru a făcut și ăsta. Băi, uite care-i problema. Nu știu dacă ai aflat în ce cameră ai intrat, dacă ți-a spus comandantul sau nu, dar aici în cameră eu ți-am promis că nu te bate nimeni, nu zice nimeni nimica. O să te ajute băieții și cu țigări și cu mâncare și cu tot ce ai nevoie. Ne trebuie om la curățenie, în primul rând. Și săptămânal ți se face plata. Asta ți-o garantez eu, că nu sări din plată, nu-ți face nimeni măgărie. Dar mai e o problemă. Uite, vezi pe ăia trei de acolo? Da. Bă, ăia de când a intrat să tot uită pe tine, știi? Sunt dornici și ei, că au pedepse mari, au și mandate, n-au mai văzut și ei femei de mult și na. Și îți dai seama că venind tu aici și știind cine ești, că nu știam dinainte să vin în cameră cine ești. Și îi mai rezolv și pe ei, o țigară, o aia, nu o să duci tu rău aici. Eu îți promit că o să-ți fie cel mai bine. Dar să nu încep cu figuri cum făceai pe la alte camere, că aici nu ține cu vrei cu figuri și cu fițe, că sări prin gratii, știi cum, bucăți. Și zice Bulangiu, domne, dar știi, mi-e cam frică așa că la ce mi-ai spus pedepse mari, că lasă-mă că nu te bate nimeni, dacă tu ești băiat cu minte și înțelegător și ascult și îți faci treaba cum trebuie, nu știu, la curățenie, cu ei, ce faci tu, nu mă interesează, îți garantez că o să-ți fie bine. Bine, domne, dar eu vorbeam în șoaptă cu el ca să n-audă ăia. Bine. Și acum ce am zis? Ava Gardner, bună seara. Ce am zis eu acum? Tănase Alexandru, bună seara. Ana Maria, bună seara. Alex Gadiu, salutare. Și zic lui Caștaliu că ăla era cel mai disperat. Să-l ia să se ducă cu el în paravan. Acum, ca în dublă, ca așa îi spune la pușcărie, dublă. Am să vă explic ce înseamnă dublă. Sunt paturile acelea de pușcărie, 1 și 2. Iar când le lipești unul lângă altul, e exact dublă. Și de jur împrejur avea paravane. Virgil, bună seara!
Îl chem pe cartea lui și zic, du-te mă cu el acolo, așa, făceți-vă treaba, părând așa frumos, fără scandal, fără nenorociri, fără dracilaci. Bine, domnule, și-au făcut ei treaba, îți dai seama că la pușcărie și cum e, e greu prima oară, că după aia vine singur, înțelegi? Eu am mai stat, după ce și-au făcut ei treaba, am mai stat o săptămână în cameră, dar ăla în fiecare seară, bulangiu era în fiecare seară, în patul lor, își făceau treburile. N-avea treabă. Îi spunea la pulă lingură. După o săptămână a trebuit să plec la Giurgiu înapoi, că aveam o afacere la București și trebuia să stau câteva zile la Giurgiu. Deci și făcut, plec pe cursă, m-a băgat în aceeași cameră, pentru că camera în care am fost noi au închis-o, n-a mai băgat pe nimeni, că noi lăsasem bagaj acolo și nu putea să bage pe altcineva să ne umble în bagaj sau mai știu ce. Și după 4 zile vin înapoi la Poarta Albă. Mă ducem pe un PPD în spate acolo la ei, îmi face bagajul, mă bagă pe secție. Acum era unul, Dumnezeu să-l odihnească, unul neion, îmi zice, băi, ce-mi pare, vezi că copiii tăi n-au fost cum ți-au dat de dracu. Mă gândeam că cine știe ce-au făcut în cameră, au făcut, nu știu, gălăgie, balamuc, drag, nu, nici nu. Și lasă, bre, că vorbesc eu cu ei. Mă bag în cameră, mă pun în pat și stăteam așa și mă gândeam eu în mintea mea cam ce au făcut ei, pentru că în cameră nu l-am mai găsit pe bulangiu. Și atunci am stat și m-am uitat ce au făcut ăștia, ce s-a întâmplat. Ce... Bine ca ștaliu la mine, că l-a băgat linia întâi pe ăla. Ce faci, tati? Cum a fost pe Giurgiu? Amuze, bună seara, ești bine, nu ești bine? Și uit așa la el și spun, băi, prietene, ia spune și mie ce s-a întâmplat în cameră aici, că de când am intrat pe poartă, toată lumea mi-a spus că a fost scandal, gălăgie sau mai știu ce s-a întâmplat în cameră. Nu, tati, că nu s-a întâmplat nimic, că n-a fost nimic, că... A bătut bulangiun ca în ușă să fugă de aici, să se ducă, că n-a vrut să mai stea, că nu mai erai tu și căuta să mă minte. Băi, hai să spun ceva. Dacă bătea în ușă și pleca, nu era o problemă. Ok, lua-l, muta și la revedere. Dar toată lumea a spus că aici a fost scandal. Ce s-a întâmplat? Hai mă, tate, lasă că ce a fost s-a terminat. Măi, eu vreau să știu ce s-a întâmplat. Îi chem și pe el alții doi meseviști. Ia spuneți-mă ce s-a întâmplat aici. Păi și-a început să se laude. Fiți atenți. Bă, tati, după ce ai plecat tu, a mai avut vreo 2 zile să își facă treaba și îi dădeam țigări, îi dădeam mâncare, nu era o problemă. Și după aia nu mai n-am mai vrut. Bă, și într-o seară ne-am supărat, toți trei. Ne-am rugat de el, ne rugam de el, hai, nu vrea să nicio formă. Și atunci am început să-l chinuim. Și cum l-ați chinuit, mă rog? Păi, uite, cașa lui dădea palme, noi am început să-l zgâriem cu lama pe spate, dar nu vrea să nicio formă, rezista, nu plânge, nu zicea nimic, atăcea din gură. Și așa l-am ținut vreo oră și ceva. Și n-a vrut deloc. Până la urmă a început să țipe, să urle, să zbiere. Până la vreo 2 noaptea, 3 noaptea, a venit mascații, l-a luat din cameră. Păi și a dat în voi, a făcut cineva ce... Nu. Nu ne-a dat că știa că tu vin apoi și după aia o să aibă probleme cu legea. Bine. Eu acum mă gândeam, trebuie să ies la comandant, să-i cer scuze că na, am fost plecat și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Seara când stăteam la televizor, Caștaliu iar, linia întâi. Ce faci, tati? Cum ești? Ești bine? Că așa îmi spune, v-am zis.
Erau mai mici și îmi spunea tati. De ăsta a și spus de câteva ori, bă, tati, eu te urmăresc pe tine fiecare mișcare, fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare pas pe care îl faci, te urmăresc pentru că am ce să învăț de la tine. Și spun, da, mă, da, se vede. Ai învățat numai prostii. De ce l-ați bătut pe ăla și l-ați tăiat? Da, mă, tati, dacă nu mai vroia, nu mai aia, nu mai aia, nu mai aia, nu mai aia. Și acum ai venit ca să-mi spui să mă duc eu la comandant să le iau înapoi după ce l-ați nimicit voi aici. Știi ce-mi pare rău? Că nu v-a bătut mascații. Ca să vă scoată impresiile din cap. Jimmy, salutare, Ștefan Barbu, salut, Manuela, salut, Mica, salut, Marc Remu, salutare. Băi, și s-a ținut de capul meu în seara aia. Hai mă, tati, am greșit și noi, iartă-ne, te rog frumos. Păi n-am acum să vă iert, că acum dacă mă duc în fața la comandant, ăla nu să-mi bată obrazul, că eu i-am promis că cu ăsta nu se întâmplă nimic. Hai mă, tati, te rog frumos, te rog, nu mai facem, nu mai alea, uite acum ești tu aici, îți dai seama că nu o să-l mai batem, nu o să mai dăm în el. A, și cum am plecat eu, gata, ce a zis, hai să ne facem de cap, să-l batem, să dăm în el, să... Na, Jimmy, dacă vrei cartea, mesaj pe WhatsApp și vei vedea și primești cartea. Băi, s-a ținut de capul meu până i-am zis, bine, mă duc mâine la comandant să vedem dacă mi-l mai dă. Dar nu cred că, da. Dacă e cineva din moderatorii, dați numărul meu de WhatsApp, că mai vor oamenii cartea. Aici pe WhatsApp îți dă numărul Jimmy. Romeo, salutare. A doua zi, când a venit apelul, a venit și comandantul. Zice, băi, ce-mi pare, sunt supărat pe băieții tăi. O săptămână de zile să nu-i mai aud și să zică mersi că n-au mâncat bătaie și nu li s-a făcut nici rapoarte. Și zic, da, brânciorii, scuze, lasă că ies eu mai târziu la mata și vorbesc cu matale. Ahalito. Până la vreo 10 am ieșit la aer și m-am oprit la comandant, că era în birou, se vedea, când ieșeai la aer, se vedea biroul lui și era în birou. Și mă duc la el, bre, eu îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Ionescu Florin, bună seara! Pentru ce s-a întâmplat, dar m-a tare și că dacă eram eu nu s-a întâmplat absolut nimic. Și îmi spune comandantul omului, uite, acum e frumos că eu am probleme cu el și oriunde îl bag în cameră, că tu știi cum face, face urât. Manuela, bună seara. Florin, Alex, bună seara. Da, nu știu ce să mai zic, nu, mi-e rușine de matale, dar am putea să mai încercăm o dată. A, nu, nu ți-l mai dau, mă, ce-am pare, că poate iar pleci, iar îl bate ăștia, iar. Și zic, bre, uite cum facem. Dă-mi-l înapoi în cameră, coțofană, bună seara. Și în momentul în care plec eu la afaceri sau pe cursă, pe undeva, că na, asta este, îl iei, îl muți, când vin, îl dai înapoi. Dar eu îți promit că nu se mai întâmplă nimic. Ai văzut cât a stat în cameră, nu s-a întâmplat nimic, absolut. Mă duce la camera 4, că îl mutase. Era undeva pe la 4-3. Și ce faci, mă, acolo? Ce să fac? Dă-te jos în pat. Să dă jos. Ce am auzit? Că s-au luat aia de tine, nu? Da, mă, bre, m-a bătut, m-a uite ce mi-a făcut pe spate. Bine, erau niște zgârieturi, nu erau tăieturi. Coțofană, bună seara, Florin Calo, salutare. O să vă spun după aia ce sunt ale afaceri. Bine, ai fost bagajul, că uite, am venit, eu nu mai plec. Ai, vin apoi, că știi că nu, băi, tot bagajul, că tu știi că și dacă vrei și dacă nu vrei, tot te muți.
Mai bine vii de bună voie și că sunt eu în cameră și nu se întâmplă nimic. Diță, bună seara! Bine, domnule, dar nu mai fac nimica. Nimic nu mai fac. Fac curățenie, dar cu aia nu mai fac nimic la ce mi-a făcut, m-a nenorocit. Bine, mă, cum zici tu? Mi-l dă comandantul, le iau înapoi în cameră. Vă dați seama că ăștia când l-au văzut, au înflorit iar, erau îmbujorați. Zic, tu te ia spatul, pune în pat. Acum iar își dădeau coate unul la altul. Cine vorbește cu Marius? Că Bulangiu, vă dați seama, n-ai cum să-l mai iei acum cu geaba, că e Marius în cameră. Și Marius nu ne lasă. Cine vorbește cu el? Caștaliu. Silviu Marian, bună seara. Era spartă de mult floarea. Pavel Iorel, bună seara. Îl chem iar lângă pat, lângă mine, îi chem și pe ăștia trei. Ia spuneți-mă și mie, ce s-a întâmplat aici? De ce l-ați bătut pe copilul ăsta? Nu era de ajuns că mătură, spală, vă spală după voi, face tot în cameră, vă și rezolvă seara. Carina, Silviu, bună seara. Nu era de ajuns atât, trebuia să-l mai și bateți. Da, mă, tati, dar uite, nu mai vrea. Păi și dacă nu mai vrea, nu mai vrea. Care era problema? Cât am fost plecat, i-ați dat și lui o țigară, o mâncare, o ceva, o cafea, o... Păi i-a mai dat, tati, da, așa, aha, păi vezi? Și el cum să mai vrea să vină cu voi? Acum, Caștaliu îmi dădea ghiunturi. Vezi, Doamne, că m-ar ruga frumos ca să-l conving pe ăla să revină la sentimente mai bune. Și zic, uite, acum și ce ar fi bine, ca ăsta să nu vă mai ajute cu nimic, decât să facă curățenie în cameră, să spele și atât. Pe voi să nu vă mai ajute cu nimic. De ce ați dat? De ce l-ați bătut? Bine, vă dați seama că eu începusem cu prăjeala de aia ca să implementez la om care pe cineva, care ține cu el. Și el râdea. Bulangiu râdea. Și la un moment dat îi zic, uite cum facem de acum încolo. Eu cred că el e de acord, că știe că eu am cuvânt și n-aveți cum să mai dați niciunul în el. Dacă nu vrea, nu vrea, dacă asta este. Băi, cum e? Ia-l pe nenorocitul ăsta, pe Caștaliu, du-te acolo cu el în paravan, frumos, în liniște, fără gălăgie. Păi bre, du-te mai acolo, că dacă sunt eu aici, nu-ți mai face nimeni nimic. Păi îl bagă pe Bulanciu în paravan. Băi, când îl fotea încet, făcea Bulanciu. Ah, ies, ia. Eu, e cum împingea mai tare. Aole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 
Băi, făcea, ziceai că... N-am mai spus-o, Daniele, povestea, stai tu liniștit, că n-am mai spus-o. Așa cum trebuie. Băi, și dacă n-a ținut-o așa cu ies, aoleu, ies, aoleu, ies, aoleu, cred că vreo 15 minute. Și eu țipam la ea, bă, dă-i-mă mai încerc, ce ai venit? Bă, dați-mă mai încerc, ce ai mă acolo? Aoleu, că nu mai pot. Aoleu, lasă-mă, dă-i-mă încet acolo, terminați-mă o dată, mă, până la urmă. Termină, iese fericit ca Castaliu de acolo, la Sâlce, la baie. Îți dai seama că a urmat următorul. Și-au făcut treaba, cred că aproape toată noaptea l-a ținut. Toată noaptea l-au ținut, ai dat cu ca să se sature.
Acum a bulanciu a doua zi, în timp ce dormeau ăștia. Vine la mine și spune, bre, eu nu mai fac nimic. De ce, mă? Păi m-a ținut, lelele, nu, aulelelelelele. M-a ținut ăștia aproape toată noaptea, m-a tata-i culcat. Și spuneam, și te-a bătut, a dat în tine, ți-a făcut ceva? Nu, bre, dar toată noaptea m-a ținut ăștia. Mă lua unul, termina, venea, uite așa. Când termina ultimul, venea iar primul și tot așa. Păi și ce, nu ți-a plăcut sau ce? Ba da, dar prea mult, bre, prea mult. Bine, mă, lasă că le zic când se trezește că nu mai nicio treabă. Să trezesc ăștia. Bine, nu la apel, că apelul, na. Pe la vreo 10 și ceva, 11, i-am lăsat să se trezească, să-și facă o cafea, să fumeze o țigară. Mă ridic în picioare și le spun, fiți atenți ce vă spun la toți. De azi înainte nu se mai atinge nimeni de ăsta. El nu mai vrea să facă nimica, face curățenie, spală, vă spală după voi, să fiți mulțumiți. Gata cu sexul. Dar unul din mesevici, de ce mă, tati, mă? Păi, nu, dacă se ne simțiți. Dacă omul v-a spus aseară că e și lui somn, vrea să bage la somn, voi la sinut până dimineața, până pe la 4-5 la sinut. Păi da, mă, tati, dar să ne săturăm și noi, că uite, n-am mai fost de mult, că... uite că nu mai vedeți. Acum stăteau ei trei și își făceau planul. Mă, cum să-l prostim pe tati? Cum să-l prostim pe tati? Ce să facem? Să facem. Ce credeți că face seara după apel? Păi, tati, hai mă, jucăm remi. Hai să jucăm. Jucau ea doi meseviși și eu cu caștaliu. Ei credea că eu sunt prost. Da. Ne punem, pe ce jucăm? Păi, nu știu, pe flotări, pe ce vreți voi? Pe genoflexiuni, pe pastă, pe apă, pe ce vreți voi? Dar ce spune unul din aia? Nu, domne, știi cum jucăm? Dacă câștigăm noi, adică ei doi, meseviști, tu cu caștaliu, lii pe bulangiu, în, cum îi zice, în dublă, și unul fute și unul de la mâine. Vezi, mă, de treaba ta. Vedeți-vă, mă, de treaba voastră. Caștaliu, hai mă, tati, mă, caștaliu, hai mă, tati, mă, că îi batem, îi batem, să vezi, că îi băgăm în paravan cu ăla. Păi eu nu mi-am dat seama ce au ei în cap. Uitam așa la ei și zic, bine, mă, hai. Ne punem să jucăm vremii pe etalate până la 3.000. Eu acum am văzut că caștaliu să lasă, știi, nu joacă cartea cum trebuie, înțelegi? Și l-am lăsat așa în pace, știi, că eu, stați voi liniștiți că nu fac eu plata cum vreți voi. Bă, și ajunge ăștia și câștigă până la 3.000. Pentru că domnul caștaliu și-a dorit lucrul ăsta. Deci asta era vorba între ei. Caștaliu fiind disperat după bulangiu, ce a zis, bă, jucăm, noi, tu te lași bătut, noi câștigăm și te duci și măcar îl rup tu. Și câștigă ăștia și trage paravanul la dublă, Caștaliu direct în pat sărise, să dezbrăcase. A, apropo, că am uitat să vă spun, l-am întrebat și pe bulangiu, băi, ești de acord la pariul ăsta, la jocul ăsta? Și, domne, că, bă, ești de acord? Uite, tu ești pariul jocului. Deci dacă câștigăm noi, te ia ei doi, dacă câștigă ei, te luăm noi doi. Ești de acord? Zice, da, domne. Bine, hai. Cașa lui era întins în pat, în pielea goală, intră bulangiu, a început să-l sugă. Dar ăștia acum pe mine, clar, hai. Hai, tati, treci și fă plata, hai, treci, treci. Du-te, mă, lăsați-mă, dracu, în pace cu bulangiu vostru.
Te-am făcut-o așa, din obraz pentru ăla. Lăsați-l pe ăla să-și facă treaba și garda. No, tati, treci acolo, nu că trebuie să faci plata. Doamne, doamne. Bă, lăsați-mă în pace. Nu fă plata, că se aude în țară, știi, e vorba aia de pușcării. Se aude în țară, că faci măgării, că faci alea, că faci alea. Bă, uite, îi dau câteva țigări. Dar lăsați-mă, drag. Nu, 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 noi vrem să faci plata. Nu, nu. Du-te acolo și așa și nu știu. Ori îi dai la mui, ori îl fuți în cur. Și mă bag, mă, la spatele. Mă bag în pat acolo. Zic să-l dezbrac și ala. Băi, i-am dat pantalonii jos. Bă, când a dat bulangiu o bășină. Bă, o puturoasă de aia. Hai de capul meu. Bă, scădea părul din nas. Am sărit imediat din pat. Putu-vă în gură să vă fut cu bolangiu, vostru. Cu... Ce e, mă, tati? Păi tu n-ai ce, nu vezi ce bășină a dat, du-te lângă el acolo și a să vezi că miroase în paravan și țipam la cașelul. Bă, cum dracu poți să stai, mă, tu, un mirosul ăla acolo? Da, să tati, că n-am eu nicio treabă. Băi, dar duse ăla o fâsâită de-aia, cred că intenționat o duse, nu știu. Și ăștia începuse să râdă, că vezi, Doamne, s-a bășit bulangiu în pulă. Ca așa să spune, s-a bășit bulangiu în pulă. Și m-am băgat dracul la somn și i-am lăsat pe ei să-și facă... Nu, tati, stai liniștit, că nu l-am abuzat deloc. Vezi de treaba ta. N-am mai stat la noi în cameră decât vreo 3-4 zile, că îți dai seama că aștealiul ăla îl disperase zi, noapte, zi, noapte, zi, noapte. Bă, și abia al dracu un darab de ștromeleag. Bă, dă om nebun, mă, zici că-i uitase Dumnezeu măsura. Și îți dai seama că pe ăla îl durea săracu, oricât de bulangiu ar fi fost, tot îl durea de... nu mai putea. Și n-am mai stat decât vreo 3-4 zile, am văzut că a început ca aștealiul să-l... pe unde îl prindea, îi dădea câte o palmă, două și îi spunea, vezi, poate îi spui lui tati. Și săracul nu spunea, dar eu o vedeam și am zis, nu mai, că nu se mai poate. L-am chemat pe Gabor, ia-l pe ăsta și du-l de aici. Pa, la revedere, să se ducă. Da, probabil le-a plăcut vocea, da. Stați puțin, că dau puțin în spate, că... Trebuie să dau niște răspunsuri pe aici. E, Carol, n-ai tu idee că ce se întâmplă pe acolo. Așa, am un prieten să intre în un an la închisoare pentru o prostie și e foarte frică. Spune tu că nu e așa cum vede prin filme, că dacă își vede treaba lui, trece. Păi, Neritei, nu trebuie să iei, el nu trebuie să ia în considerație ce vede în filme, că nu... Nu este chiar așa deloc. Acum nu mai sunt pușcăriile care erau odată. Înțelegi? Acum fiecare își vede treaba lui, de geanta lui, nu-l bate nimeni, nu... E, mai sunt de și așa care o încearcă, dar nu trebuie să lase capul jos. Păi de ce, mă, Mihai, să mai stau o leacă pe acolo? O leacă, a? Nu te duci tu o leacă? Cosmin Constantin, bună seara! Da, Iuda, narcotic, bună seara. Aștept întrebări de la voi, nu știu. Le mi-este numele. Da, bășina era armă de autoapărare, da. Dacă ai putea să ții prieteni la pușcărie, ar fi perfect. Ehe. Vă dați seama că pușcările ar fi, cum spune, ca incubatoarele, copii pe bandă rulantă. Mari Șervan, bună seara! Cine răspunde? Până acum nu... Vă dați seama că, în primul rând, conducerea și după aceea cei care l-au bătut. Da? N-am auzit lucrurile astea.
Bă, mai dormi. Păi îți dai seama că până la urmă dormi. Ce înseamnă a fi șmecher la pușcărie? Prost. Ai fost un om bun la pușcărie, mă arăsă că de asta și Dumnezeu a rânduit să fie liberat din închisoare, deși legea propusese să fie închis pe viață. Da, așa este. Pe trebuia să mai stai să afli. Ia auzi, să mai stau să aflu povești. Păi, cum să nu? Bogdan Sima, salutare. Da, la pedepse mari, când cineva vrea să doarmă, da, se face niște. Păi da, adineori am spus neritică, nu mai e pușcările care erau odată. Nu, ce e afacere în pușcărie? Păi, vrei să te duci în altă pușcărie și îți faci o afacere civilă, adică dai pe cineva în judecată, dai primăria în judecată pentru pământ, dai pentru recunoașterea copilului, doar ca să pleci de acolo. Aia nu e chiar așa, Constantin, meseviștii sunt cei mai de temut. Nu, nu e chiar așa. Dacă intrai pentru prima oară la pârnaie și puneam un șmecher recidivist ochii pe tine, mai scăpai, poate doar să-i faci felul. Păi depinde de Sabinjulea, că scăpai, normal. Dacă erai prost, nu scăpai, dacă te ducea capul puțin, scăpai. La mine în cameră nu mai pute, probabil la Poarta Albă, că n-a fost aici. Mia Cepănariu, bună seara. Am înțeles, nicio problemă. La Gherla, am înțeles. Cristal, bună seara. Vă anunț eu când va ieși Bogdan, volumul 2. Băi, și să știți o chestie, ne-am întors la Giurgiu, înapoi, că nu ne-a plăcut acolo, că nu ne dădea de muncă. Și noi căutam muncă. Noi căutam muncă și nu ne-a plăcut și ne-am întors înapoi. Eu fiind reprezentant, în timp am ieșit reprezentant de secție pe secția a doua la Giurgiu. La un moment dat, pe cine credeți că aduce după vreo câteva luni bune? Pe Bulangiu. Îl aduce de la Poarta Albă la Giurgiu. Când l-a văzut, îi spune, opa, ce faci, Georgiana? Ca așa îi ziceau ăștia. Dar el de acolo, dar eu nu sunt Georgiana, eu sunt George. Ia uși, ia uși. Ți-ai uitat menirea de la Poarta Albă? Aoleu! Nu, Iulian, primul ăla, dacă îți vezi de treaba ta, nu se ia nimeni de tine, stai liniștit. Înțelegi? A, când te vede mai cuminte, mai liniștit, încearcă așa să meargă la prosteală, știi? Dar nu. Știu cine ești, Mia. Da, sunt și travestiți la pușcărie, da. La toate regimurile am fost. A, la Gherla, la maximă siguranță. Dacă te referi la Gherla. Mai am o rugăminte la voi. Când vă uitați la vloguri, lăsați publicitatea aia să meargă până la capăt. Băi, nu se întâmplă nimic cu travestiții, că ăla dacă vrea să stea, stă, dacă nu, bate în secunda 2 în ușă și vine garda. Înțelegi? Au fundații afară care au grijă de ei. Am fost și la GSR. Da, la periculoși, ca așa era atunci. De asemenea, și ție Mia. Da, la toate regimurile am fost. Like, share, subscribe pentru Marius.
Lorenzi, salutare! Cum voi aici? Marius, nici n-am dat, dar nici n-am luat. Ai înțeles? Nu, mai e la pușcărie, nu mai e șmecherie să dai cu pumnul. Azi, dacă dai o palmă la pușcărie, ți-ai mandat. Dacă un meserist dorește să stea singur, stă? Da. Poate să stea și singur în cameră. Eli, bună seara! Da, ăla era voi cu Romel, da, Florenții. Am fost tovarăși pe Bânjuleț. Am mâncat împreună. Dar de unde și Florenții tu? Dadi, stimă tuturor, stimă și ție, Carol, bot Carol a murit, ia uzi. Habar n-am dacă a murit, nici mă interesează. Bebe, bună seara. Ce băuturi au la pușcărie? Sucuri, țuică, vin, alea curentate. Cum ar fi să ieși cu una mai pe viață, ne poți detalia? Am înțeles, în ce an a fost eliberat anul trecut. Da, mulți știți cum sunteți, spuneți, voi credeți că dacă e condamnat pe viață, îl lasă toată viața acolo. Nu e așa. Un condamnat pe viață trebuie să facă 20 de ani zi la zi. Marin Gaming, bună seara. Zi la zi. După 20 de ani executați, zi la zi, el are dreptul la comisie de eliberare. Am mai vorbit lucrurile astea, dar îl mai spun o dată. Dacă comisia decide să-i dea drumul din prima, îi dă. Dacă nu, îl ține în amânări până se reabilitează. Până au ei siguranța că nu va mai face infracțiuni. Sunt acasă, Marin Gaming. Cătălin, salutare. Cum poți fi prieten la închisoare cu unul care e mult mai tânăr ca tine? E simplu și ușor, dacă vă înțelegeți bine. Dar nu poți să fii prieten la pușcărie, nu există prieten la pușcărie. Tovarăși, cunoștințe, colegi de cameră, Ziniac, bună seara. Înțeles? Nu, prieten, e greu să fii prieten la pușcărie. Un minus ar fi la comunicarea asta, doar la plimbător, să mai schimbe o vorbă, două. Da, și în cameră poți să vorbi, nu e o problemă asta. Comunicarea există în penitenciare, să știi. M-am întâlnit la Giurgiu cu travestitul, da, dar nu mai recunoștea. Ce mâncare dădea la pușcărie? Orice mâncare. Acum mâncare e... care își injectau fiole de testosteron. Păi n-ai voie cu așa ceva în pușcărie, tati. Nu te pocăiești, mai aștept. Pixinelu, bună seara. Covaciu, bună seara. 47 de ani am... Nu mă mai întrebați de oameni din Cristinel, Bejleagă, nu mă mai întrebați de oameni din pușcărie, că eu nu vorbesc de oameni din pușcărie. Ei pot să vorbească, să facă ce vrea despre mine, despre oricine vrea. Eu nu vorbesc. Am înțeles, Liviu Petru, da. Legea marțială, nici măcar nu știi ce înseamnă lege marțială, mă băiatule, și mai și vorbești pentru de lege. Ai înțeles? De pe urma lui Bejan, care Bejan, mă? Noapte bună, Marius, nu ai gătit în seara asta? Nu, am făcut astăzi pe zi o ruladă și clătite am făcut. Da, unde sunt oamenii ăia de altă dată care m-a întrebat de costum? L-am acasă. Dănuț, papa, salut, boss. Da, am făcut niște ruladă. M-am chinuit cu cuptorul la cu microunde, dar na. Ai grijă de cutusea ta, din blestemata de pușcărie se trage și fratele meu a murit de plămâni. Ai grijă, asta e, dacă o fi să mă duc, ce să mai... De un lucru, sper că nu e o întrebare deranjată sau ceva. Cum erai tratat acolo de către colegii de cameră? Își vedeau treaba lor, erau răi, erau buni, bă? Nu știu, dacă ascultai aseară pe TikTok, au uitat niște oameni care mă cunosc de câțiva ani. Și eu zic că
Pe mine m-a chemat Ceampar Mariu și atât. N-am fost nici mecher, nici fraier. Înțelegi? Dar eu zic că am fost respectat. În care meniul, calitatea a rămas la fel ca acum 29. Nu, se schimbă. De la o zi la alta. Hai. Deci, uitați și voi unul care... Nici nu știu cum să-i spun, că vorbește prost sau că-i tâmpit. Dar să mă scuze. Lucrezi ca gunoier? Nu te-a ajutat să te integrezi în societate? Bă, orice muncă te ajută în societate, dar eu nu sunt gunoier. Eu strâng obiecte care le aruncă gunoaie ca tine. Nu știu dacă am zis bine, ai înțeles? George, salutare. Nu mai fac sală, că nu mai pot. Da, ca meniu zilei, da. Gabi, băi, o seară pe TikTok, una pe YouTube. N-ai pentru ce mie cel mai bun film de pușcărie, după părerea ta, Papilon. Bună seara, Ina. Parcursul gândiției ai prins vreodată sau ai făcut parte dintr-o revoltă în pe... Da, alea erau revolte, mă, ce dracu. Nu există revolte la pușcărie. Am prins, normal că am prins, în 23 de ani, îți dai seama. La salubritate lucrează, da, nu, ăla a spus că zgunoier. Bine, nu mă deranjează. Nu face nicio problemă, dar... Marius, ai înțeles, dar... Aia care sunt gunoaie lucrează la ADP sau salubritate. Ai înțeles? Ei, ridic 700 de kg la piept. N-am avut conflicte pe Xinelu, stai tu liniștit. Și dacă am avut, le-am rezolvat în felul meu. Cu creier. Aoleu, ce afacere ai făcut-o cu pisica Diana? Ce ai făcut? Ai vândut pisica? Din România cu steaua. Salutări, Ionuț Matei, Vatamaniuc, te salut. Te-am omorât cu clătitele. Păi ce să fac, dragă? Da, poți rezolva probleme, da. Și verbal, nu trebuie neapărat să ridici mâna. A gândit-o, da. Sandu George, salut, de asemenea, sănătate și ție. Unde ai văzut tu, Carole, tu asta? Că am mai avut eu trei oameni pe listă și să-l întreb pe primarul. A, ai făcut baie, am înțeles. Da, este George, este cartea. Uite, dă numărul Carmen, a afișat numărul, dar nu este de vânzare, este gratuită. Mesaj pe WhatsApp. Dar cu respect, de asemenea, Hurican, nu joc la păcănele. Nu-mi place să muncesc și să bag bani la alții în buzunar, așa că... Da, îți dai seama ce se spovedeau deținuții la preot. Nu mai puteau. Nu mă interesează Marius de persoana aia. Mai vorbesc cu Dani, da? Am înțeles, Diana. Dar lasă-l, Carmen, nu și-a dat seama ce a spus. Like, share și subscribe, vă roagă Gabriela, e gratis, iar care vă doriți cartea, tot gratis e. Ok, Mia, poate o să am drum și prin Brașov, mai ales că am și neamuri pe acolo.
Marian Boseluc, bună seara. Am văzut și pe TikTok-ul tău prin comentarii și pe YouTube. Unii oameni fac mișto din alea proaste, ei se cred deștepți, dar sunt vai de steaua lor. Ai spus-o tu, Zinia, când nu mai trebuie să o spun eu. Bot Carol, te-ai spovedit? Unde, tată, te-ai băgat sub patrafir? Ce-ai făcut? Da, oriunde, nu contează în ce țară sunteți, vă pot trimite cartea că este electronic. Ei, tu știi cum sunt pisicile, Diana? Da, în Brașov sunt născut. Rămaru era maniac sexual, da. Ataca și viola femei, Marius. Da, n-aș face niciodată. Dar nu mai fac nimic, nu mă mai interesează. Ce-mi place la tine, că nu te-ai umplut de tatuaje respectiv. Da, îmi plăceau la început, dar după aia m-am sucit. Aoleu, Mia, știi multe despre mine. Ia să te aud. A, uite, bot Carol e numărul 1. Dacă vreți, puteți apela la el, la bot Carol. Botul cheamă că face bot. Vatamaniuc în mică parte, în volumul 2 urmează. Păi la Jilava am făcut primul mandat, Florenții. Am mai vorbit de tatuaje. A, ba nu. Stați că n-am vorbit de tatuaje deloc. Uite, mâine, nu mâine, poi mâine seară o să vorbesc de tatuaje. Păi bine, seara vorbesc de tatuaje, cum se fac, poate fac și rost de niște instrumente, ceva ca să vă arăt. Brașov este orașul tău de suflet. Mă refeream, nu vreau să sune altceva. A, nu, e nicio problemă. Am făcut? Hai, înseamnă că am vorbit de tatuaje, uite, spune Florenții. Vorbește acum că suntem curioși cu ce vatamaniuc ești. Narcotic, de ce am intrat la pușcărie? Păi dacă ei m-au băgat. Pisica noaptea mă bate, sare la mine, abis, să mă sperie, dar tot ea se sperie. Păi, asta pățesc și eu. Birt, bună seara. Păi ce să povestesc, mă, răzine, bot Carol? La Poarta Albă am stat vreo 8 luni, curican. Înțeles? Da, gata. Eu știu, țineam minte că am vorbit despre tatuaje. Păi Cristinel Beșleagă, uite, ți-a spus Florenții că am vorbit de tatuaje, te uiți, tocmai așa se numește, tatuaje la pușcărie, titlul, și ai să vezi acolo. A, să vă arăt cum se fac instrumente, am Da, îmi plac și câinii și pisicile. Prin Rahova n-am fost. CLS, bună seara. Copinca este foarte scumpă, da. De nota 10 am fost și o să mai merg cu timpul. Da, e foarte frumos orașul. Ah. Păi atunci am să vă arăt pe mine seara cum se face aparatul de tatuaj. Poate o să am și niște instrumente ca să-l fac. Gherla este bună ca pușcărie. Da, George, ăsta e primul motiv. Lipsa banilor, mulți se droghează, n-au bani. Păi îți dai seama că sunt obosit, Dana, mai stau și eu cu voi. Să te întâlnești și eu cu mine la o șuietă. Păi, am și eu vreo 20 de ani de când le am, Carol. La Botoșani nu am fost la pușcărie. Florina Flor, bună seara. Veniți și voi cu întrebări mai, nu știu, mai serioase. Nu, dacă am fost acolo, dacă am fost acolo, de ce am părul lung, de ce nu l-am scurt. Cătălin, salut. La Tulcea nu am fost. N-am apucat să ajung pe acolo, dar am înțeles că e penitenciar bun. Și știi că te urmăresc, doar tu știi de ce. Ai tot respectul meu și scriu cu mare drag mereu, pentru că, of,
Cât a suferit voi, tu și pictorul meu preferat. Da, dacă mă însor, mai vedem. Cum se alege șeful de cameră? Prin vot în ziua de azi. Păi dar asta nu-i pe piept, e la gât, narcotic. E un șarpe care conjoară gâtul. Ok, Carmen. Ce întrebare pune asta? Ai fost vreodată într-o celulă cu un condamnat de care să-ți fie frică să nu te ia în somn? Poate nu pe tine, poate pe... Nu mi-a fost frică tati de nimic. Și dacă se întâmpla, asta era ce să mai... Nu mi-a... Nu, n-am avut niciodată. Mihai, un top 3 al penitenciarilor. Ok, Carmen, o să fac. Măi, să le pun așa pe astea care am fost, Gherla ar fi pe primul loc. Jilava pe locul 2 și Oradea pe 3. Aolo, înseamnă că te apuci de cântat, Diana. Dana Linda nu avea ce să mă enerveze, e greu să mă enerveze pe mine cineva. Nu are nici măcar alifia perfectă pentru așa ceva. Da, de tine mi-a fost frică, Bot Carol, da. Mi-a fost frică că vin noaptea și mă zgudui, mi-o zgudui. Da, s-a întâmplat să fie luat și în somn, da. Păi nu pot să dau eu follow pe YouTube, Valentin Grigore. Silviu, am înțeles. Da, mâine iar la muncă. Păi eu cred că nu mai credea nimeni lucrul ăsta, Batamaniu. Nici măcar eu nu-l credeam. Doamne ajută, Diana. Păi n-ai zis că de tine mi-era frică, mă, și acum spui că n-ai fost cu mine în celulă, păi vezi? Iar la somn, ha-ha, păi ce să fac? Am vorbit și despre Constantin, am vorbit și despre protejați tatii. Vă uitați la live-ul, exact așa scrie, protejați la pușcărie. De ce nu am terminat liceul penitenciar? Și ce faci, Hulci? Uite, văd oameni afară care au două liceu, facultăți și n-au să muncească. Așa arată bine englezii, da, e bine acolo. Tom, salutare! Da, lucrezi și sâmbătă. Și a venit să crezi când a venit la tine în cameră să zică să-ți faci bagajele? Pentru că eram la deschis și eram pe hol. Nicu Moca, bună seara! Am revenit, am avut ceva probleme, sper că nu am pierdut mult, că râdeam cu lacrimi. Nu, n-ai pierdut nimic. Cris, nu mă mai întreba lucrul ăsta, ți-am zis că niciodată n-am avut în gând să evadez. Eu am avut în gând să-mi fac pedeapsa, asta e, dacă mă mai eliberam bine, dacă nu, na. Mariana Petreanu, bună seara. Da, sunt binișor. Nu mă lasă tu să asta în pace, dar sunt binișor. Și sunt șef de sală, mă doare la bască dacă îți merge un pic mintea. Alex, eu sunt mulțumit, da, mă bucur pentru tine. Eu sunt mulțumit și cu munca care o am. Înțelegi? În ziua de astăzi să ai o muncă, să-ți vină un salariu, un ban acolo, ca să poți să descurci cât de cât. Care regres că nu l-ai împlinit? Păi mai știu dar ce vise am avut când eram copil, George. Nu mai știu. Romulus, de asemenea, noi acum ne bucurăm că vorbim cu cel mai cunoscut om. Am mulțumesc, Batamaniuc. Nu cred că sunt eu cel mai cunoscut. A, nu, un pic, am înțeles.
Lipsesc 50 de like-uri, vă rog, e gratis. Crezi într-o superstiție? Nu, no, cred într no. Nu cred în așa ceva. Și nu te ajută la nimic, slabe șanse să reușești. Vorbim în mare, da. Ai, salariu, nu pot să spun cât am salariu. Da, au fost și deținute care au născut în pușcărie, dar asta nu înseamnă că s-au putut acolo. Au venit de afară. Păi nu mă caută nimeni, nu. Ai tot respectul meu pentru locul tău de muncă, nimeni nu observă că lucrezi de 2 ani imediat. La același loc ești un exemplu. Da, mulțumesc mult. De când te-ai eliberat, ți-ai găsit cu rudele la... Nu m-am găsit cu niciuna. Ia familia ei acasă. Nu cred în Boca. Da, așa e. Pot să-mi îndeplinesc visele. Am timp. Păi văd destul de bine să citesc. Constantin, nu mă întrebați de oameni din bușcărie, că știți că nu vorbesc. Emilia Nicula, bună seara. Îți trimit și o cărțită, nicio problemă. Stai că îți trimit acum pe grup, imediat după ce termin live-ul. Da, Vada Manuc, sunt un exemplu pentru mulți, numai pentru poliție. De sus, care să aibă relații cu asistentele din penitenciar, am auzit că unii și-o trag cu ale de la infermerie prin cabinete sau aia. Astea sunt minciuni, astea sunt povești. Valentin, normal, cred în Dumnezeu. Mersi mult, Alex. Sunt puțin obosit, da. Vrei și tu o clătită cu dulceață făcută de mine? Nicio problemă. Ce crezi, cu dulceața buzelor e bună? Aoleu, păi tu, unii spun că m-am îngreșat, alții spun că am slăbit. Și eu mă văd slab, că mă iau după curea. Da, botcarul am și pentru tine clătite. Și am dulceață de bășina porcului, dacă dorești. Ai înțeles? Sau de pizza țigănci. Sunt florele, dacă nu știi. Dar tu cum ai prins că ai povestit doar faptele, nu și cum ai fost prins. Aia e. Pe da, nu am fost prins, eu m-am predat singur. Lasă-l pe bot, Carmen. Că i-am dat la alegere două borcane de dulceață. Bășina porcului și pizza țigăncii. Și clătite făcute între bucile curului lui, pentru el. Ah, ies, aule. Deci voi dacă erați în cameră, bă, doamne, doamne, voi știți cât am rus eu acolo? Deci făcea ăla așa de bine, doamne, doamne, ziceai că joacă în filme porno. Ah! E, când îi dădea la ce și numai așa, așa. Ah, e, bine, ia, good. E, când îi lua mai tare, aul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 . Doamne, cum făcea. Da, cum se o detupă, da. De câte am văzut, psihologii au concluzionat că persoanele care comit crime au avut probleme în copilărie, ori au fost abuzați, ori au stat pe la casa de copii. E adevărat. Da, în majoritatea cazurilor, da. Uite, am stat la casa de copii și am și probleme în familie. Bine, nu te gândi la abuzuri sexuale. Așa este. Orice muncă este nobilă. Frumos clip, bravo, ai like de la mine, mulțumesc, John. Carmen Mihoc, bună seara.
Mă, asta e. Da, e adevărat, dar era pe timpul cu săpunul, înțelegi? Să nu te apleci după el, că tu te apleci după săpun și pe la spate ți-o trage altul. Da, când nu mai avea ungere, da. Când nu mai avea ungere la scurgere și scurgere la ungere. La uite limba română, așa e. Chiar o salutare, eu nu fac ceh, dar tu cum faci? Uite, arată-ne, spune-ne cum faci, că poate te lipești tip aici așa de ceva pe măsura ta. Ce-ți plăcea să mănânci când erai la pușcărie și care este mâncarea ta preferată? Oh, sunt salatele. Așa? Da, și Alex, și mei, am înțeles. Alex, salut! Știi ce fain e să fii singur în casă, părinții sunt plecați în alte țări, e fain. Dar e și nașpa în același timp. De ce Diana e nașpa? Nu, no, violuri nu sunt. Ales rar, Valentin. Erau cândva. Carmen, Carmen. Păi cea mai bună clătită este cu dulceața buzelor. Ce crezi? Cea mai bună. Ah, Kuklinski, am auzit de Robert Kuklinski. Da. Maria Diana, adică de ce te miri, dragă? Tu ești fata mea, nu trebuie să te miri. Dar du-te și uită-te la meșta. Că așa zic, criminali sunt de fapt în adâncul lor cei mai sufletiști oameni, doar că societatea asta îi face așa răi. Mă, sufletiști devin pe parcurs, așa știi, unii din ei. Alții vin de afară, sufletiști. Ai înțeles? Dar în mare parte, da. DDD, salut! Salutare, Doamne, ce fac pisicile astea! Vă place fetelor? Ah, la fete. Am înțeles. Da, făcea vocalize pentru Eurovision. Era solist vocal, cânta la microfon. Te-ai speriat? Păi nu vezi ce-mi fac pisicile. Îți dai seama, am luat 1.200 de euro în Spania că m-au prins, că mă uitam la live-ul ăsta. Aoleu! Andrei Vlad, da. Cânta la saxofon cu gușă. Păi da. Când pe stânga, când pe dreapta. Nu te abuzează nimeni la pușcărie, mai ales paznici. Mai reproduci odată? Uite că spune că, uite mă, pe bot Carol, deci a trecut și el până chestiile astea, uite. Ah, yes, ah, yes, aoleu, păi, uite. A trecut și el până chestiile astea. Poate vi se face milă de el și găsim și lui unul pe măsură. Băi, Andrei Vlad, să știi că e bună și tehnologia asta, dar prea multă tehnologie te prostește, nu știu, îi prostește pe copiii ăștia. Ai înțeles? Îi prostește rău de tot tehnologia asta. Și mai ales că nu sunt supravegheați de părinți. Pisicile negre, opa! Da, olu, dacă spaznici n-am cunoscut să fie deținuți. Am auzit că s-a întâmplat după ce a introdus le. Da. Ia și el lecții de engleză. Nu, adică el știe lucrul ăsta, el știe engleză. Înțelegi? Bot Carol știe. Trebuie să vă dați seama după numele lui. Bot. O să obsedat de tehnologie, pot spune că aș muri fără telefon. Da. Păi și dacă nu erau telefoane, ce făcea Alex? Noapte bună, Marius, și ție. Arată pisicile. Stai că sunt în bucătărie.
Mă bate lumea dacă arăt pisicile. Bă, da, hai, uite, eu ăsta și... Ce păreau gardienii care ajungeau la pârnaie, băteau de ținuții. No, că se ducea la protejați, nu. Bă, știu să vorbesc și eu, normal. Dar poarta albă chiar e albă sau nu? Așa îi zice la comuna aia, poarta albă. Și de-aia a rămas numele ăsta. Leonard. Barbu sau poker? Niciuna. Salut, Nichi. O întrebare, când erai deținut, erai mai slab. Acum te-ai îngrășat destul de mult. Ziceai că mâncare era, este bună în pușcărie. Și unde e întrebarea? Păi acum mâncarea este bună, dar îți dai seama că nu scriește, că acolo e stres, e nervie. Na. Păi eu, Valentin, oricine ar da timpul înapoi ca să nu mai greșească. Știu, uneori am nevoie de îmbrățișările părintești și n-am mai simțit asta de multe, nașpa. Păi, draga mea, te aștept cu brațele deschise. Sau dacă simți nevoia asta, ieși pe stradă, găsești un om sau o femeie bătrână și îi rogi să te lase să-i strângi puțin în brațe și atunci na. Da, poți să iei motora și nu numai de la ștergător. Aoleo, dimineață, dimineață, pe 5 jumate, 6 la muncă. E sâmbătă, mâine. Bun, mă retrag și eu, că mi-e somn, sunt obosit. Azi am muncit, a trebuit să fac dulciuri după ce am muncit, că n-am fost la garaj, că n-am avut treabă. Și sâmbătă am muncit, da. Și să vedem, poate fac mâine seară iar pe YouTube sau pe TikTok, întâlnim și acolo și acolo, nicio problemă. Eu vă spun ca de obicei să fiți iubiți de cei dragi vouă, să fiți cu minți și cu minte. Bot Carol, puneți fermoar la bot că ți intră prea multe și dacă nu mâine seară, poimâine seară sigur ne vedem. O noapte frumoasă tuturor și vă mulțumesc la toți!